Chindia Târgoviște se confruntă cu mari probleme de lot înaintea meciului cu Fece Păpăuți, programat sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Eugen Popescu. Mai mulți titulari obișnuiți ai dâmbovițenilor nu vor putea evolua în primul joc oficial din 2014. Sunt probleme destul de medicale. Încă 3 jucători sunt sub tratament la București, mă refer aici la Pârvu, la Voicu și la Dinu. Mai sunt probleme medicale cu Omuț, este de viza medicală din cauza problemelor cu inima. Acuză mai nou acum și Bucă și Ghiță niște accidentări, deci mă confrunt cu probleme. SCM Pitești și Fortuna, principalele contracandidate ale Chindiei în lupta pentru promovare, s-au întărit serios în pauza de iarnă. La Târgoviște au venit puțini fotbaliști și fără cărți de vizită impresionante. Multe echipe s-au întărit, chiar și Tito am înțeles că s-a întărit și, eu știu, am un lot deosebit de valoare, din câte am înțeles. Nu mai spun de Fortuna, eu știu, Brasca, într-adevăr, la situația lor financiară pe care, eu știu, o au, și-a reconstruit lotul în totalitate. Oficialii Chindiei au decis ca meciurile de acasă din partea a doua a campionatului, adică etapele rămase din retur plus play-off-ul, să se dispute sâmbăta, din dorința de a avea cât mai mulți spectatori la stadion. Nu știu dacă e mai bine, rămâne de văzut treaba asta.